Flo, au sunat. Trebuie să te pregătești psihic, pentru că duminică vom avea reuniune de familie. Nu, eu nu mai merg. Ultima oară am rămas cu traume. Sună înapoi și spune-le că sunt bolnav, că am treabă, că sunt plecat în Congo. Orice, dar eu nu mă duc. Flo, nu mai ai nicio scuză. Trebuie să mergem. Gândește-te că e doar o dată pe an. Treci imediat. S-am făcut programare la frizerie. Să te tunzi, că știi că nu le place să ai părul prea lung. Și trebuie să mergem și neapărat să cumpărăm niște haine. Să nu mai zică ca data trecută că nu avem cu ce ne îmbrăca. Și deja a început calvarul. De ce, Doamne? Eram așa fericit. Dia, nu știu cu ce să mă îmbrac. Dacă mi-au pantalonii ăștia e bine? Nu, că se șifonează repede. Și după iar spune toată lumea că eu nu scal hainele și nu te îngrijesc. Ia și tu ceva mai simplu. Ok, Doamne, cât urăsc toată treaba asta. Auzi, dar tu ce tot faci acolo? Iar îți dai cu machiaj pe față? Da, dar care e problema? Niciodată nu ai zis nimic de treaba asta. Ce te apuc acum? Vezi că încep să mă supăr. Eu nu am nimic împotrivă, dar știi că mama iară o să-ți zică că ai 10 straturi de glet și var pe față. Așa că mai bine eviți. Dar abia dacă se vede. Și dacă mă duc fără machiaj, o să zic că iar că mă simt rău și arăt ca o stafie, din cauza că sunt prea palidă. Știi cum e, nu ai cum să-i mulțumești. Caută și tu o cale de mijloc, că mie mi-e groază deja să merg la ei. Tu chiar vrei să mergem? Să știi că încă avem timp să ne răzgândim. Putem spune că am făcut pană sau ceva. Există o soluție, găsim noi. Flo, nu mai începe cu de-astea. Am promis că mergem și vom merge. Dar vor fi toți acolo. Și știi că iar ne vor teroriza. De-aia zic să renunțăm acum cât mai avem timp. De ce insiști să ne băgăm în gura lupului? Asta e familia, Flo. Nu ai ce să faci. Și nu te mai plânge atât. Că dintre noi doi, eu sunt cea mai terorizată. Flo, acum că mă gândesc mai bine, hai să plecăm. Efectiv, tremur, nu cred că voi face față. Acum zici și tu, când suntem în fața ușii lor? Ați venit! De ce nu a sunat la ușă, că v-am văzut de când ați parcat mașina? Haideți înăuntru, nu mai pierdeți vremea aici. Sărut mâna, ce ne bucurăm să vă vedem, v-am adus și un cadou. Da, mersi. Auzi, fetița mea, ce ai mâncat în ultima perioadă? Uite-te puțin la tine că pocnește rochia aia. Măcar data viitoare ia și tu ceva mai pe mărimea ta. Și tu, băiete, ce faci? Iar ai slăbit? Fata asta nu te hrănește suficient? Suntem foarte bine amândoi, nu mai exagera, te rog. Nu exagerez. După cum văd, am impresia că ia-ți mănâncă și zilele. Și porția de mâncare. Oh, băiatul meu, cum ai ajuns? Eu ți-am zis să rămâi la noi. Dar tu nu, vrei însurătoare. Ok, de ajuns, putem intra? E destul de frig aici pe hol. Logic că e frig dacă nu te îmbraci cum trebuie. Uite, ești toată despuiată. Ai venit să stăm în familie, nu să mergi în club. Hai, intrați. Să-i așteptăm și pe ceilalți. Imediat ajung și tu, domnișoară, vină cu mine în bucătărie să mă ajut la treabă. Ferească sfântul, dar ce-a văzut băiatul ăsta la tine? Uite și tu, nici mixerul ăla nu știi să-l ții în mână. Dar ce-i fac? Nu văd unde greșesc. Și ăsta e un tel, nici măcar nu mi-ați dat mixerul, că a zis că vă dau foc la casă. Exact, voiam să văd dacă știi ce ai în mână. Hai că dacă mai stai pe lângă mine încep să înveți. Să te fac și pe tine fata de casă să mai gătești și tu una alta. Dar știu să gătesc, mereu îi fac toate poftele lui Flo. De la tot felul de fripturi până la ciorbe și sarmale. Draga mea, nu-mi zi tu mie că tu faci friptura. Dacă nu ai crescut tu animalul, și cum faci ciorba? Ai plantat tu cu mâinile tale legumele? Până nu faci tu totul de la zero, înseamnă că doar le iei de la magazin și gata. Dar și dumneavoastră tot așa faceți. Tot de la magazin le luați. Și după le gătiți, e logic. Nu mai comenta și pune mâna și taie ceapa. Ferească sfântul, acum dați dumneavoastră foc la casă? Mă duc să chem pe cineva. Na, stai aici, nu te duc niciunde. Vezi? Iar nu știi, dragă. Astea sunt tehnici în bucătărie. Doar gospodinele știu de astea. Pur și simplu flambez mâncarea. Dar cartofii prăjiți nu se flambează. Eu nu am mai auzit așa ceva. Păi nu e vina mea că ești incultă.
Ascultă aici la mine că te învăț de bine. Dar e ars de tot. Nu mai sunt bun de nimic. Crede-mă pe cuvânt că sunt mai delicioși cu gust de scrom. Auzi, băiete, te uiți de seară la meciul dintre România și Spania? Eu zic că îi bat măr, nu mai am răbdare. Auzi, nu aduci și tu o bere să bem din frigider? Îmi pare rău, dar eu nu sunt microbist. Nu am mai văzut un meci de la 7 ani. Și atunci eram obligat să mă uit. Iar legat de bere, eu vă aduc, doar că eu nu beau alcool. Ce, mă? Dar cine te-a făcut pe tine așa, fătălău, băiatule? La meci nu te uiți. Bere nu bei, dar ce faci cu viața ta? O trăiești degeaba? Of, ai trăit prea mult sub fusta mamei tale. Nu e vorba de asta. Dacă nu consum alcool și nu mă uit la meci, nu înseamnă că sunt mai puțin bărbat. Îți zic sincer ca și sfat părintesc că acum suntem rude. Ești fătălău, fătălău, fătălău cu fă mare. Ia zi, te epilezi și pe picioare? La sub braț, alea? Da, câteodată la sub braț. E normal, nu vreau să put, dar nu e cazul să mă jigniți. Aoleu, pe un bărbat adevărat îl miroși de la un kilometru. Ai de viața mea. Bine că nu am avut băieți, că dacă ieșeau ca tine mă dădeam cu capul de pereți. Mamă, dar de ce ai ars așa cartofii? Efectiv nu pot să-i mănânc, au gust destul de nasol. Eu? Nu am ars nimic. Doar știi că mama ta face cei mai buni cartofi din lume. Ăștia i-a făcut nevastă ta. Vezi? Ți-am zis eu că habar n-are de nimic. Cum, mamă, soacră? Că tu ai zis că-i flambezi și nu știu ce. Ce vin am eu acum? Nici măcar nu m-am atins de ei. Da, ai dreptate. Eu i-am ținut prea mult. Scuze, Flo, ia și mănâncă altceva. Mai, băiete, mai tu tot așa mănânci? Ca un copil de 2 ani? Învață să ții și tu porculița aia în mână, că te faci de râs, ce Dumnezeu! Auzi, dragă, ia vezi-ți de treaba ta. Și nu te mai lua tu de fiul meu. Apar nu ai ce educat el. Mai bine dă-ți interesul și învață-o pe nepoată ta să gătească. Iar te iei de pata mea? Auzi, femeie? Aici doar eu am dreptul să mă iau de ea. Nu-ți mai permite acum încolo să zici nimic. Vezi, dragă, că ești în casa mea. Aici fiul meu e respectat și eu fac ce vreau. Dacă nu-ți convine, ia-ți fata și pleacă. Calmați-vă odată că zici că sunteți niște țațe. Am venit și noi aici la masă să stăm liniștiți cu toții ca în familie. Dar voi transformați totul într-un circ. Corect, Cuscre. Ia băgați o bere bună și vă liniștește. Flo, deja au început. Ce facem? Sper să nu se repete povestea de anul trecut și să se păruiască pe aici. Ai dreptate. Eu nu vreau să mai fiu martor. Hai mai bine să plecăm de aici. Hai, Dia, fugi până nu vine după noi. Hai că anul ăsta am scăpat mai ușor. Bine că nu au observat când am plecat. Zici tu, Flo, dar mai e puțin și vine Crăciunul. Ce facem atunci? Și știi că atunci e și mai intensă treaba. Hai să nu ne gândim la asta. Mai bine să ne relaxăm și să uităm tot ce s-a întâmplat în seara asta. Dia, te-am sunat să te invii la ziua mea de naștere. Am sunat deja pe toată lumea și vor fi prezenți tot. Of, mătușă, chiar am uitat. Din păcate nu reușim. Mă simt puțin rău și sâmbătă am programare la doctor. A, dar nu-i bai, că petrecerea e duminică. Nu pot nici duminică, trebuie să vizităm piramidele. Cu altă ocazie.